În momentele de stres, alimentația joacă un rol important, pentru că produsele mai puțin sănătoase pe care avem tendința să le consumăm ne pot agrava starea. Legătura dintre alimentație și stres este mai strânsă decât credem, pentru că produsele mai puțin sănătoase pe care le consumăm ne pot afecta considerabil starea de bine. Atunci când suntem stresați, organismul nostru reacționează prin eliberarea de hormon de stres, cum ar fi cortizolul, iar anumite alimente pe care le consumăm pot determina un dezechilibru în organism. Mai mult, produsele bogate în zahăr, grăsim sau aditivi artificiali ne pot face să fim mai obosiți și mai irascibili prin creșterea nivelului de stres. Pe de altă parte, alimente Alimentele bogate în vitamine, nutrienți și antioxidanți sprijină funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos, contribuind la reducerea stresului. Somonul. Somonul poate contribui la reducerea stresului, ajutând totodată și la păstrarea memoriei. Fructele de pădure, afinele și smeura sunt bogate în antioxidanți și vitamina C, fiind excelente pentru ameliorarea stresului și pentru întărirea sistemului imunitar. Nucile sunt bogate în acid gras și omega-3, antioxidanți și vitamina E, având efecte benefice asupra sănătății creierului. Bananele bogate în potasiu și vitamina B6, bananele pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale și la reducerea stresului. Avocado este o sursă excelentă de grăsimi sănătoase, vitamine și minerale, contribuind la reglarea tensiunii arteriale și la menținerea echilibrului emoțional. Spanacul este bogat în magneziu, iar un nivel scăzut al acestui mineral în organism poate declanșa o stare de oboseală, dar și de stres, relatează antena3.ro.